alegând să ne trăim viața într-o lume a sloganelor și deziteratelor care și-au înțelenit adânc rădăcinile în mentalitatea societății de consum, noi oamenii moderni am pus singuri în această postură aproape imposibilă în care să mai deslușim ideea practică care definește creștinismul real. Un sistem care a devenit prea arhaic pentru ochii omului modern pentru a mai reprezenta priorități o de zi suficient de aglomerată. Prin sloganele sale, societatea aceasta a contemporanității postmoderne ne-a condiționat, așadar, mintea să folosească clișee idealiste, dar fără a le transcrie în practică. Pericolul este unul real pentru că. Ne împinge într-o stare de falsă credință, în care ne mulțumim adesea cu declarații pe care nu le mai dublăm în practică, considerând că doar printr-o simplă vorbă pe care o rostim cu patos, rezolvăm noi cumva, cumva problemele. Iată un scurt exemplu al unui adevăr biblic pe care îl rostim de multe ori mecanic și fără vreo intenție practică. Citez: Dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim pentru Domnul murim. Deci, fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Am încheiat celebrul citat înregistrat în Epistola către Romani, capitolul 14, versetul 8. Privit atent, în această simplă propoziție, se regăsește întreaga taina existenței omului pe acest pământ, a capacităților sale și totodată a întregii forțe motrice care propulsează viața. Secretul pe care chiar Dumnezeu vrea așadar să ți-l transmită astăzi și ție și mie, rezidă într-un cu totul alt ungher de înțelepciune decât ar părea la prima vedere și poartă în sine o mentalitate total diferită decât aceea pe care noi oamenii de rând suntem obișnuiți să o punem în practica vieții cotidiene în această societate modernizată până la extrem. Acolo unde ne căutăm mai mereu împlinirea și fericirea în trăirile de moment. Marea taină stă așadar în faptul că undeva, dincolo de spațiu și timp, mai departe decât realitatea pe care ne-o închipuim noi în propriile gânduri, se află viața eternă a veșniciei, cu mult mai complexă decât ceea ce avem noi aici și acum. Dacă vrei să ajungi cu adevărat mare, țintește către această mentalitate, căci pregătindu-te să fii de acum, aici jos, un adevărat om. Cu siguranță vei fi mare și în lumea veșniciei, și aici jos, pe Pământul întunecat de păcat. În fond, lipsa oamenilor adevărați în aceste vremuri tulburi și împinse sub umbra stresului și a tulburărilor, problematica așa are tocmai cauza în mentalitatea lacunară în care noi țintim mai întotdeauna aici, aproape, spre lucrurile fără valoare spre mărunțișurile vieții și adesea doar în teorie, ne dublând în practică gândirea noastră. Acolo unde ești, tu alegi însă să fii un om a cărui minte este dedicată lui Hristos. Un om care își dublează în practică gândirea divină și care se pregătește intens și asidu ca aici jos pe pământ să fie un om bun, pentru că fiind aici jos un om bun, să-și proiecteze sfințenia, până dincolo de stele, până dincolo de galaxii, până în curtea regală a lui Dumnezeu. Așadar, fiind oameni de și pe acest pământ, cu siguranță ne vom califica să fim oameni credincioși cu adevărat și în cerurile lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!